to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. S-a urcat măța în mașină? Da. Unde-i mami? Nu-i mami. Hai să vedem. S-a urcat în mașină? Da. Nu s-a urcat mama. Da. Eu chiar credeam că s-a urcat, dar nu s-a urcat mami. Da. Nu s-a urcat. Da. Hai să mergem să alergăm. Da. Bună, dragilor! Ce faceți voi? Noi suntem în sat de luni. Astăzi e joi. Și... Da, mami. Ce-i mama? Mami. Și după masă vom merge înapoi la Oradea. Acum ne pregătim să alergăm un pic. Mami. Avem și apa aici cu noi. Mami. Ce gât? Da, mami, nu te poate. Mami, aici ai și Alesia. Nu ți-am dat bluzița jos, e cald, așa-i? Îți place aici în sat? Da. Îți place. Și vrei să alergi cu mami? Da. Da. Soțul a învățat-o să o pună aici pe umeri și să alergi așa cu ea. Dar mami nu poate. Până vine tati acasă. Na bun. Ne auzi mai încolo. Eu am alergat. Am dat 4 ture până acolo sus. Nu chiar până în vârful dealului. Și nu mai pot. Și uitați-o așa pe Alesia. Uitați-o acolo. Am schimbat un pantalon scurs că e foarte, foarte cald. E greu, mami, așa-i? Las că vine tati și te duce tati, bine? Dar mami nu poate. Da, da. Gât la tati, da. Da. Bine. Nu vrei să te filmezi? Bine. No, hai să vedem. Găsim ceva căpșuni la buni în grădină. Nu poate. Nu-ți place? De ce nu-ți place? Nu, tati place. Bine, la tati place. Și am găsit aici câteva căpșuniți. Poftim! Bun. Îți bune? Yummy. Yummy. Sunt foarte dulci. Sunt micuțe. Dar sunt dulci, dulci, dulci. E foarte, foarte cald la noi. Uitați un fluture. Unde ești, mă? Unde te-ai pus? Nu, papu, mami. Uite fluturile. La cine faci, papa? Pe cine saluți? Cape. Pe cine? Cape. Eu nu înțeleg, mami, ce... Cape. Da? Da. Îți bune căpșunile? Le, toate de la mami? Da. Dar nu-ți fie frică, mami, nu mănâncă. Doar am gustat. Eu nu prea sunt așa cu căpșunile. Mie îmi plac cel mai mult cireșele. Dacă ar fi să aleg, aș alege cireșe. Dar mai mănânc și eu. Nu zic că nu. Unde ești, pitic? To the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best.
first one. Chisel all the memories, the venom and the remedies, yeah. Promise I won't forget. Orel, ce faci tu, Azorica? Măi, Ajolica, măi, măi. Și tu, mami? Ai grijă, mama, să nu-l calci pe coadă. Așa, uite, și tu, mami, nu-ți fie frică, nu-ți fie frică, că nu mă țin nimică. Așa, mami, bravo, Azorel. Ți-i drag pe Azorel? Da. Mă, frumoșule, mă, 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 mă. Și acum vine și tati. Tati a fost la grădină. Și tati. Da? Se așteaptă pe tati. Aștepți pe tati, așa-i? Da. Tati! Tati! Lasă, mami, că imediat, bine? Da, după cum vedeți, noi am ajuns în oraș. Am băgat o tură de haine la spălat, soțul a plecat la cumpărături și noi pe aici. Ne uităm la vlogul lui Dănuța, al lui Dana Sestun. Ea face gem de căpșuni și mă bate și pe mine gândul să fac. Acum vedem săptămâna ce urmează. Soțul a plecat la cumpărături, trebuie să ajungă. Până atunci eu am pus aici niște cărnițe de pui. O să fac o ciorbică de data asta, cu legume și cu cărnițe de pui. Și Alice nu știu ce-i cu ea, dar tare plângăcioasă. Ce, mami? Tot în brațe. Te doare ceva? Așa. Te doare măsăluța? Vezi dacă mănânci mult dulce, mami. Nu, hai să te ia mama în bațe. Bine? Noi ne uităm aici la Anastasia și la Claudia. O postat un super vlog. Alessia nu se mișcă din fața televizorului când o vede. Ai vrea și tu la apă, mami? Da, e vrea la apă. Las că o să mergem și noi sau o să luăm piscină, vedem noi. Acolo în plasa aia mai am haine, cum ne-am adus din sat. Mașina merge, uscătorul merge. Și cred că mai am încă vreo două ture. Hei, dragilor, asta sunt eu. Deja am început... să pregătesc mâncărica. O venit soțul, am aranjat cumpărăturile și m-am pus la treabă. Scuzați aici dezordinea, așa e când facem mâncare. Trebuie să spumez aici supa asta. Aici am 1 kg de piept de pui, o să-l pregătesc imediat, o să fac și șnițel de pui. Aici am curățat cartofi noi. O să spăl bine, o să folosesc și la ciorbică, o să fierb câțiva și o să-i trag așa la tigaie. Stați un pic să opresc sota, că nu știu dacă m-ați înțeles. Fac multă mâncare, deoarece pleacă soțul înapoi în cursă și nu. Pleacă pentru o săptămână și trebuie să-i pregătesc mâncare. Deci o să fac ciorbică.
cartofi fierți tragi la tigaie, șnițel, fasole cu trasă la tigaie cu roșii, sherry și cu usturoi. Și cam atâta, cred. Dar o să vă arăt. Na bun, e ora... Hai de capul meu. 6:20. 6:20 și eu de-abia m-am început. Uitați cum îs la mâini. Am curățat cartofi din ăștia noi și așa m-am făcut. Ce să fac? Stai să văd ce face Alessia. Mami, ce lucri tu acolo? Ce lucri acolo, mama? Vai, ce mi-ai făcut acolo? Oh, și macaronsul ăsta, mama, ăsta nu-i mai bun. Te joci cu plastelina, bine? No, joacă-te acolo frumos. Mami, merge în bucătărie să facă mâncărică. Uitați, jucării peste tot. Da. Și uitați ce am eu aici. Alessia îmi face în ciudă. Macarons. Vă plac? Aici am pregătit legumele pentru ciorbică, țelină, morcov și cartof. Aici am verdeață. Vai, miroase divin mărarul ăsta. Și așa. Aici am cartofi noi, am adăugat sare și mărar pentru gust. Le dă un gust foarte bun. Am pus două borcane din astea de fasole, din astea de la Lidl. E foarte bună, apropo. Aici o trag un pic la tigaie, după care adaug roșii, sherry și răzuiesc doi sau, văd, după gust. Oricum mai trebuie usturoi. Eu am curățit aici 4 căței, dar văd cât îmi trebuie. Cred că 3 e suficient. Sare, piper și cam atât. Și da, cam așa se prezintă. Și uite, așa am eu aici. Acum mă pun să pregătesc pieptul de pui. Să-l bat pentru șnițele. Vai, deci emană un miros de numai. Așa, și aici m-am pus să bat șnițelele, cărnița pentru șnițel. Am terminat și carnea de bătut și condimentat. Acum o las să stea un pic și la final o voi prăji. Am filmat în timp ce lucrez că mi-am uitat trepiedul dincolo. Și n-am trepied. Dar nu. Cred că fiecare dintre voi știți cum se fac șnițelele și așa mai departe. Nu știu ce vreau să vă zic. De când am început programul acesta de slăbit, vreau să vă zic că mănânc în fiecare zi aproape ciorbă. Deci, nu știu, înainte făceam ciorbă. Tot timpul aveam în frigider. Dar mâncam o dată, maxim de două ori și gata. Dar acum mănânc aproape zilnic și credeți-mă, facem foarte, foarte mult bine. Here's to the good days, here's to the sorrows. This is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. Fasolea scăzută e gata, uitați așa arată. Am răzuit usturoi, ăla să vede așa alb. Acolo ciorbica, mai trebuie să dau cartofi. Aici cartofii. Și bineînțeles, eu cu apa. Și am mai adăugat și mărar.
Nouă ne place foarte, foarte mult. Here's to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water. Da, așa arată șnițelele. Mai am aici câteva. Deci uleiul ăsta face o spumă de numai și cartofii imediat sferți și ei. Uitați să vă arăt și ciorbița. Am terminat și cartofii. Așa arată. I-am stors de apă. În strecuri, în oală am pus un pic de ulei, chiar două lingurițe de ulei, boia, am adăugat cartofii, după care usturoiul și mărar și pătrunjel. Cam atât. Aici în camera lui Alessia să fac încheierea vlogului, dar nici aici nu pot. Cam atâta pentru astăzi, cam atâta cu mâncarea. Mă pun imediat după ce se răcește să o împachetez. Salut, aici vlogul, mama. Așa. Și ne facem băiță și somnic. Dacă apuc, probabil că o să editez un pic acum seara. Deci astăzi a fost joi. Cred că videoclipul va apărea vineri. Na bun. Vă pupăm și vă îmbrățișăm cu drag. Pa, pa!